Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este episodul cu numărul 2 din seria noastră de roleplay Ferma Lunea Doru. Salutare, eu sunt Doru și bine v-am regăsit la un al doilea episod din vlogurile noastre de aici de la fermă. Ei bine, m-ați găsit tot aici acasă, am crăpat puțin niște lemne, după cum puteți vedea, le-am aranjat frumos acolo, rând pe rând, le-am acoperit, iar astăzi, bineînțeles, avem iarăși puțină treabă. De data asta o să luăm și noi loganul și cu remorcuța, ca să aducem, niște puieți de copaci și niște saci pentru găini concentrate sau grâu, ce mai este pe acolo. Așa că o să mergem până la magazin. Haideți să ne urcăm în Logan. Cam asta e prima oară când vă arăt și vouă Loganul meu. Haideți să-l pornim. Așa. E frumos Loganul, l-am după cum v-am spus de 5 ani, merge strună, o să vedeți și voi imediat. Haideți ușor să urcăm și noi pe aici puntea și să luăm remorcuța, să-i dăm cu spatele acum, să luăm remorcuța de aici de lângă veceu, așa ușurel, punem și noi Loganul puțin mai drept ca să putem... Să putem agăța remorcuța. Așa zic eu că e bun. Sau puțin mai în față. Atât. Perfect. Haideți să agăț și eu puțin remorcuța. Frumos. Și firele ca să avem semnalizări. Și da, acum să-i mergem spre magazin. Astăzi o să mergem la magazin. O să ne mai băgăm și puțin la arat. La nea Cristine, el are o bucată. M-a rugat omul să mă duc să iarc acolo. Și de astăzi o să vedeți și voi cam câți bănuți avem în buzunar, în portofel, să zic așa. Aici, în dreapta sus, vedeți și voi bugetul pe care l-am. Deocamdată suntem pe zero, să zic așa. Așa că de acum încolo vom face și noi câte un bănuț, o să mergem la arat, la vecini, o să mai facem pe acolo câte un bănuț, pe la fermă, la șeful și o să facem câte un bănuț, o să vedeți. Fiecare bănuț o să-l punem acolo în buget. Ia să-i dăm noi frumos un semnal la stânga, ușor și mergem direct spre magazin. Da, remorcuța asta e una destul de mică, dar e foarte bună pentru că mai transporti câte ceva de colo-colo cu ea și e bun așa în fermă să ai o remorcuță de asta. Chiar e de ajutor. Loganul nostru frumos trage, 1-4. Chiar trage Loganul nostru. Are câțiva căluși acolo și el acolo, dar trage, adică nu te lasă la greu, mai ales dacă consumă. Vă dați seama, e numai bună mașina dacă nu vrei să dai banii numai pe combustibil. E bun să ții un Logan ori pe motorină, cel mai bine de fapt pe motorină. Pe benzină consumă și pe benzină, dar bineînțeles tot este o mașină economică, să zic așa, și te descurci cu ea, nu te bagă în gaură. Așa, ușor, să-i dăm un semnal aici la magazin, avem aici produsele pe care trebuie să le încărcăm, așa, bun, și să vedem, ia să ne dăm jos, frumos, am dat și eu rampa de la remorcă. Ia acum să încărcăm paletul de fapt cu puieți. Ia să luăm noi frumos, așa, mai pe sus, îl punem
Nu, puțin mai aici. Perfect. O, am încăput aproape la fix. Mai punem și săcușorii de concentrat sau ce au, ce au în ei. Haideți să-i punem. Bam, 1. Sunt săcușorii aceștia destul de grei. Sunt, după cum puteți vedea, bătuți așa în sac, să zic. Sunt presați și de aia sunt și atât de grei. Chiar sunt destul de, destul de grei. Bun, acum să-i încărcăm și mergem direct la fermă. O să dăm un sac la găini. O să dăm un sac de mâncare, pentru că așa a zis domnul Coco, să-i dăm niște, să dăm niște mâncare și apoi să ne vedem și noi de treburile noastre. O să trebuiască acum la începutul lunii. Mai este puțin, dar stai că eu nu i-am, i-am pus chiar atât de bine. Ia să dăm puțin paletul mai încoace și să... De fapt, haideți că îi strângem puțin cu cureaua. Îi strângem și pe partea asta și sper să nu cadă. Dacă o să cadă, o să-i adunăm noi și de pe drum. Nu-i problemă. Bun, haideți că am pornit. Și ușor, 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 ușor să, să mergem. Cu, să pornim, să-i dăm drumul. Așa. Hai că sper că nu o să cadă niciun sac. Dăm frumos un semnal și mergem. După aia o să mergem, după cum v-am spus, la arat. Avem o parcelă de vreo 40 de ari, cam așa. O să luăm, bineînțeles, după ce o să terminăm treaba, o să luăm omului niște bănuți acolo, pentru că chiar, chiar am nevoie foarte mare. După ce o să-i terminăm treaba, o să-i luăm banii pe munca noastră și o să ne continuăm de, o să ne continuăm de treabă. Așa. Și la Logan am făcut plinul, după cum puteți vedea. Și deocamdată nu mai am treabă cu el. Nu o să-i mai fac plinul deocamdată. La cât mă plimb eu cu Loganul, nici nu e nevoie să mă duc atât de des la benzinării. Ia ușor el să o lăsăm pe cea, că sunt de nivelări și nu vreau să-mi stric sau să-mi rup ceva la Logan, că nu prea mai am după aia bani să, să-l repar. Și nu vreau să rămân în, în gaură de bani, să zic așa. Acum, acum puteți să, putem să-i dăm mai talpă, să zic așa, că avem drum drept. Hai că o lăsăm și până în 60-70. Ei, nu trebuie să ne grăbim, că poate cine știe, sare vreun câine sau vreo ceva în față și nu avem timp să evităm. Ia ușurel, ușurel să o lăsăm și pe aici. Avem dita mai curba, cu curbă dublă, după cum puteți vedea. Ușurel, acum să-i dăm. Oricum facem stânga imediat. Facem stânga imediat, imediat și urcăm, urcăm panta. N-avem noi greutate, așa că ar trebui să urcăm fără, fără niciun stres. Aici la pod să avem puțin grijă. Așa. Și ia să vedem, urcăm sau nu urcăm. Tracțiune în față. Avem și o remorcuță după noi. Sper să urcăm fără probleme. Hai că până aici am urcat, de aici nu mai avem mult. Am urcat fără probleme. Hai că e bun Loganul ăsta. E bun, nu îl dau deocamdată. Și să mergem direct la, mergem direct la coștereață, la coștereața de găini. Și ce, să-i dăm niște, niște mâncare. Hop, să nu îl bușim pe Bobby. Atât. Și ia să dăm noi frumos curelele jos. Au cam căzut săcușorii prin remorcă, dar bine că nu i-am pierdut. Ia să-i punem noi pe aici pe undeva. Așa, îi punem pe toți aici. Apoi o să dăm unul la găini. O să dăm unul la găini și o să vedem dacă mănâncă. Ia să-l dăm pe ăsta.
Așa, perfect. Am umplut și cratița. Până de seară nu mai au treabă. Ia să luăm și pe ăsta la alt. Ușor, ușor facem și noi treaba. Aducem și săpușorii. Da, la UTB să văd dacă trebuie să-i mai fac vreo ceva. Să-i mai pun niște ulei, să-i mai reglez ceva. Sper că nu. Că după cum știți, în episodul, în primul episod, am băgat puțin la arat și da, a mers destul de bine. S-a descurcat UTB-ul bine la arat cu, și cu plugul. Plugul cam juca în bucate, dar n-am avut ce să-i fac. Să vedem dacă și de data asta o să se descurce la fel de bine. Hop, să ridicăm și noi paletul ăsta care e destul de greu. Să-l punem aici lângă ușca de cățel. Atât, o să-l lăsăm noi aici. Sau puțin mai la dreapta, să nu stea chiar așa de culcat. Așa, bun. Acum să mergem înapoi. Mergem înapoi frumos. Cu Dacia noastră. 1.5 frumos. Cred că am spus 1.4 la început. Cred că am spus 1.4. Am și uitat ce motorizare aveam pe Logan. E 1.5, după cum ați putut vedea. 1.5 și încă merge de rupt. Încă merge. Încă 10 ani cred că îl mai țin. Sau până o să se strice. O să-l țin până o să se strice. Că dacă o să se strice vreo piesă scumpă sau vreo altceva scump la el, o să-l vând, că vă dați seama, nu vreau să bag niște bani aiurea într-o mașină care nu merită și care nu merită. Mă refer că o mașină ieftină nu merită să bagi o grămadă de bani în ea. Mai bine ți-ai alta și te-ai scos. Așa, Logan nostru, dacă cumva îi cade vreo piesă măruntă, o să o repar, nu-i problemă, dar dacă o să se strice așa o piesă foarte scumpă, o să trebuiască să o vând și să-mi iau alta. Că merge el, dar îl mai țin până o să se strice. Ia să-i dăm puțin blană pe aici. 80-90. Hai că am dat o leacă, i-am dat o leacă, nu i-am mai dat de vreo o săptămână, nu l-am mai scos așa în forță. L-am mai luat de colo-colo, dar nu i-am mai dat chiar așa de mare viteză. Ia să trecem și noi podul și să mergem înapoi acasă să luăm UTB-ul. Luăm UTB-ul și după aia îi dăm blană la arat. Îi dăm din nou blană la arat pentru că trebuie să facem niște bănuți, să ne umplem și noi acolo frumos contul, ca să putem și să luăm și noi niște găini, să luăm niște, mi-aș lua o drujbă, că o drujbă chiar nu am și este, chiar mi-ar fi de folos. Ia să deschidem porțile. Chiar mi-ar fi de folos o drujbă, pentru că, cum să zic eu, am decât un topor, am o săcure, un topor și o drujbă mi-ar prinde foarte bine, pentru că eu acum nu am drujbă, după cum v-am spus, și trebuie să chem pe altcineva să-mi taie lemnele pe care le-am cumpărat. Și nu prea îmi convine, vă dați seama, să-i dau banii altuia, așa mai bine, o să-mi iau eu frumos o drujbă, o să-mi aduc lemnele, o să le tai personal și o să fie treaba mult mai bine decât să stau așa cu toporul și să le crăp. Mai bine îmi cumpăr o drujbă, dau cât? 10-20 de milioane să fie una mai bună, dar să-și facă treaba. Că așa mi-aș putea să îmi cumpăr o drujbă la 2-3 milioane, dar vă dați seama, aia n-are forță nici să taie o bucată de lemn. Ia că lăsăm porțile așa, că oricum mai ieșim. Și da, deocamdată
Asta e în plan, să-mi iau o drujbă și niște găini. Mi-aș lua și niște găini, dar cu timpul, că așa nu pot toate deodată. Ia să pornim. UTB-ul. L-am pornit. Să luăm plugul și să-i dăm bătaie spre parcelă. Ușor, ușor aici. Atât. Ia să vedem noi, să-i dăm acum cu spatele. Da, și după cum v-am zis, cred că nu o să mai trebuiască să-l dau cu ulei sau ceva la tractor, că văd că a pornit din prima bine. Încă puțin să-l dau. Atât, perfect, l-am dat cu spatele. Să îl agăț. Perfect. Și să merg să-mi fac treaba cu el acum. Așa, ușor. Hai că am și pornit. Am și pornit bine. Să ieșim și noi pe poartă și să mergem în bucată la Nea Cristinel. Ia să o închidem porțile la locul lor. Închidem frumos porțile. Ne suim în tractoraș și dă-i. Îi dăm ușurel, ușurel, îl scoatem de pe drumurile noastre de pe aici. Și bucata lui Nea Cristinel e puțin pe deal mai încolo, dar e destul de aproape. E lângă antena Orange, parcă, dacă nu mă înșel. E antena Orange pe acolo, pe deal. Și, da, e destul de aproape. Cred că am să mă duc, după ce am să termin de arat, am să mă duc să-i cer bănuții, că am nevoie. Că așa aș putea să-l amân cu câteva zile, dar am și eu nevoie de bănuți și vă dați seama că mă duc direct în seara asta, după ce-i termin de arat parcela, mă duc și îi zic omului că am terminat. Eu m-am înțeles cu el la 2 milioane jumate. M-am înțeles cu el la 2 milioane jumate. Când am să-i termin parcela să-mi dea și ca să am și eu acolo niște bănuți de motorină, bineînțeles să-i facă în primul rând plinul. Și de restul bănuților, treaba pe care am făcut-o, adică timpul meu, că vă dați seama că și asta se plătește. Haideți că am și ajuns la parcelă ușor. Așa, să mă bag direct aici în bucată. Așa, e o bucată mică, v-am spus, nu e mare chiar deloc. Avem vreo 25-30 de ari. Nu știu că n-am măsurat, dar zic și eu după ochi, așa. Atât. Haideți să ne băgăm cu plugul. Perfect. Și să pornim. Ușor, ușor pornim și noi la arătura asta. Așa. Uitați cât de frumos, frumos, frumos arăm noi parcela. Elegant. Noi și cu UTB-ul facem un ban cinstit acolo să avem și noi. Așa. O să terminăm repejor, repejor, că mai avem și alte treburi. Mai avem și alte treburi, o să trebuiască să mai crap niște lemne, că nu le-am crăpat chiar pe toate, mai am. Dar am zis, haide să mă duc acum să aduc și sacii concentrat, să aduc și paletul cu puieții de copac și să ar și la Nea Cristinel aici. Că i-am zis că astăzi o să ar cel târziu după masă, o să mă duc cu tractorul și o să-i ar. Așa că am zis, mă bag și pe filmat, mă bag și pe un vlog și facem frumos treburile aici. Dacă ați ajuns până aici și vă place ceea ce fac, nu uitați să mă susțineți cu un mare like și bineînțeles cu un subscribe ca să ne strângem și noi cât mai mulți pe acest canal, să ajungem și noi cât mai departe. Noi ne continuăm treaba aici,
Ne continuăm treaba aici cu arătura. Sper că o să iasă ceva bine. Să nu zic că după aia să nu vină omul înapoi și să-mi zică că nu i-am făcut bine bucata, nu i-am arat bine și să-mi ceară banii. Așa că trebuie să facem treaba bună din prima, ca să ne vadă omul că am făcut bine și să ne facă reclamă prin sat, să zic așa. Să ne facă reclamă într-un fel. Așa strângem și noi mai mulți clienți. Mai mulți clienți înseamnă mai mulți bănuți și mai mulți bănuți înseamnă că ușor, ușor creștem și noi. Dar în timp, vă dați seama, UTB-ul ăsta sper să fac și eu câte un bănuț, să-și scoată banii, că asta e cel mai important. După ce își scoate UTB-ul ăsta banii, pot să zic că am făcut o investiție chiar bună. Dar mai întâi asta e important, să-și scoată el banii. Că după o mai facem noi alți bănuți. Așa, ia să ne băgăm și aici pe margine. Perfect. Și să-i dăm. Și da, un vis mai mare de-a meu, să zic așa, ar fi să îmi iau un disc. Dar un disc este destul de scump și m-ar ajunge la vreo câteva, la o sumă destul de mare, pe care eu deocamdată nu am, dar sper să o fac cât de curând să o strâng. Și da, chiar mi-aș lua un disc să mai fac treaba și cu ăla, că dacă ai și plug și disc, deja chiar poți să faci și mai multe treburi. Să și ari, să și discui, mai apoi mai trebuie semănătoare și gata-i. Și gata-i și cu ferma, să zic așa, ți-ai luat utilajele de bază după aia. O combină mai găsești tu la închiriat și cu restul te descurci. Dar dacă ai un disc și o semănătoare, ești bazat, să zic așa. Așa, noi cu tractorul, cu plugul, mai facem câte un bănuț, mai, să zic așa, mai mergem, mai arăm câte o parcelă la vecini, mai luăm câte un ban și, da, mai poți să te descurci și cu un UTB și cu un plug, dar e bine să ai mai multe utilaje, chiar e bine să ai mai multe utilaje, că mai ales eu cum am un tractor, UTB-ul ăsta, dacă îmi iau un disc românesc de la frumos, îl găsești la vreo 50-40 cât o fi de milioane. Și da, să fie un disc bun, nu să aibă discurile rupte sau ceva. Și după aia să faci treaba cu el frumos, chiar poți să faci bănuți și mai mulți. Că până la urmă e vorba și de bani ca să poți să crești, ca să poți să te descurci și tu cât de cât cu utilajele, măcar să le întreții acolo, să le speli, să le faci plinul și să-și scoată bani până la urmă. Dacă eu îmi iau un disc de vreo 3-4 mii de lei sau 30-40 de milioane, vorbind de bani vechi, vă dați seama că își scoate bani, chiar își scoate bani. Te duci la un om care are un hectar, două, îi discui frumos acolo și ai luat bani. Cât o fi, că nu știu exact cât e la hectar la discuit, dar oricum îți ies bani frumoși și din agricultură. Dar trebuie să te ții de muncă, trebuie să te ții de treabă. Și ușor, ușor, zic eu acum, nu știu că, na, sunt și eu fermier începător, zic eu că te descurci. Eu până acum cu tractorul și cu plugul am arat la câțiva oameni din sat, de când l-am cumpărat, și am scos câțiva bănuți, chiar am scos, și n-am fost zilnic, să zic așa. Așa că m-am decis, haide să-mi deschid și eu, să zic așa, un
un canal cu videouri, cu să fac și eu videouri de aici de la fermă, că zic de ce nu, dacă mi-am cumpărat și tractor, am și plug, am și o bucată de teren aici la marginea satului, vorbind lângă case, să zic așa, lângă celelalte case, am zis, băi, de ce nu să-mi fac și eu video cu ce anume fac eu. Și până acum zic eu că mă descurc destul de bine. Acum puteți să scrieți și voi în comentarii dacă vă place ceea ce fac. Și nu uitați să lăsați un mare, mare like, să strângem cât mai multe like-uri la acest video. Eu imediat o să mă duc la Nea Cristinel, o să îi zic omului că am terminat de arat parcela. Și până data viitoare, vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul video.